Mulțumesc, Irina. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a declarat că în perioada următoare va crește numărul persoanelor confirmate cu coronavirus, deoarece, pe de o parte, tulpina nouă este mult mai transmisibilă, pe de altă parte, pentru că a crescut capacitatea de testare săptămâna viitoare, aceasta urmând să ajungă la 100.000 de teste pe zi. Ieri probabil a fost cel mai mare număr de teste de la începutul acestei pandemii. Am ajuns la 90.000 de teste într-o zi. Ministrul Sănătății anunță că în perioada următoare se vor face din ce în ce mai multe teste și medicii de familie vor testa. Estimez că această creștere va continua atestării. În perioada următoare vom ajunge, cred, până la sfârșitul săptămânii viitoare, bine peste 100.000 de teste efectuate și implicit va crește și numărul de persoane detectate. Peste 3.200 de cabinete de medici de familie au semnat contractele cu casele județene de asigurări de sănătate. Conform Ministrului Sănătății, va crește numărul de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 din două motive. Discutăm de o tulpină mult mai transmisibilă și lucrul acesta se observă în toate țările care sunt afectate de tulpina Omicron. Această strategie de creșterea capacității de testare, încât oricine are o suspiciune că ar putea să fie infectat, să se poată testa.